Bravo, hai mai față. Hai mai față. Mai, 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 mai. Ăsta să-ți spun un număr. Hai, mai față. Hai, un pic mai față. Hai. Așa. Bravo. Așa. Bravo, așa. Bravo. Și trage acolo. Apasă tare. Bravo. Până ajungem în grupă. Da, nu bine, Natalia. Mai, da, de defensive. Ofensivele de atac, defensivele de apărare. Rază de acțiune mai mare au defensivele. Pe 200 de metri te poate omorâ. Asta e pe 40 de metri. Mina, asta e pentru scoaterea mașinilor antiblindate pe șinile sau pe roți. Poți să-ți bubuie un tab din ăsta să-ți scoată din luptă. 200 de kilograme forță pe capacul ansamblului percutor. Ia să... bubuie. Deci dacă te pui cu 100 de kilograme forță, nu. Dacă sari un om pe ea, și dublezi ăsta, poți să bubuie. Să pune în zăpadă sau în pământ, să deci sapă, să maschează. Deci nu sunt antipersonale, sunt antiblindate. Da. Uh-huh. Și asta. Asta aruncă, tata. Ia. Nu te pui așa, Ani, vezi? Așa. Ia mă, să nu te lovești. Vezi? Da, doar să nu te lovești la cap. S-o lovi? Era bun. Uite pe unde intră nenea. Ai văzut pe unde intră nenea? Uite un copil, nu ieși de acolo. O, hai, du-te! Hai, Dorinu! Hai, gimeni, e sigur, mașina de pe ea, ca patru. Mai sus, mai sus. Așa. Greu. Acum o asigur, n-a fost. Acest an sărbătorim 75 de ani de la eliberarea ultimei brazde de pământ românesc, orașele care e și Satu Mare. Cu această ocazie, ca în fiecare an, militarii Brigăzii 81 Mecanizată au pregătit o serie de surprize pentru cetățenii bistrițeni și nu numai. În cadrul programului Ziua Armatei României în școli, în acest an, am fost prezenți la liceul Radu Petrescu din Prundul Bârgăului, dar și la școala gimnazială numărul 1 din municipiul Bistrița. În cursul zilei de ieri am încheiat programul Ziua Armatei României în școli, în mijlocul elevilor de la Colegiul Național Andrei Mureșanu, în entuziasm și încântare. Astăzi desfășurăm Ziua Porților Deschise la sediul Batalionului 812 Infanterie Bistrița. Avem câteva sute de liceni, copii de grădiniță, dar și de gimnaziu încântați de categoriile de tehnică și armament pe care vi le arătăm. Manifestările se vor încheia în cursul zilei de mâine cu o ceremonie militară care va avea loc la Monumentul Eroilor din municipiul Bistrița, începând cu ora 9. Vă așteptăm cu drag la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, pentru că nu este doar ziua armatei, este ziua națiunii, a patriei. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumim că ne sunteți alături în fiecare an.